Problema care este, s-au făcut lucrări aici de canalizare, de apă, de tot ce s-au făcut și s-au făcut fără cap și fără minte. Deci în momentul când plouă, apa în loc să se ducă în canale, apa toată se duce în capul străzii. Acolo? Da, și mizeria din canale. Și toată mizeria din canale. Deci tot ce iese din canale, toată mizeria acolo se adună. L-am înțeles. Inclusiv fecalele. Toată mizeria aici vine, în loc să duc în canal. Ne-am dorit și noi un parc pentru copii, că suntem și noi din municipiul Iași. Avem copii toți. Plătim aici impozit, exact zona 1 noi. Da, pentru zona 1. Gândiți-vă și ce uitați, aici suntem zona 1 noi. Noi ne scoatem apa de la mașinile spălate, ne scoatem în stradă, pentru că stăm la margine, avem norocul ăsta. Dar dumneavoastră gândiți-vă că avem copii mici, avem toți, aici stăm de ani de zile, de 40 de ani. Și nu există canalizare în orașul, în municipiu.